Dacă vrei COVID sau vreun accident, ia Chris Taxi. Șoferul nu poartă nici centură, nici mască și vorbește la telefon sau scrie mesaje. Pe bulevardul Timișoara, oamenii sunt tot din București. Traversează pe unde nu se poate și e periculos. Firma care adună deșeuri, mașini înmatriculate provizoriu în Vâlcea. Trei oameni la lucru cu gunoi, șoferul cu telefonul la ureche, o grămadă de ilegalități într-un singur camion urban. Sper că măcar poliția respectă reguli. O să vedem. Nu respectă. Cu masca pe barbă. Fără centură. Jean Șcunețu filmează în sate uitate tractoare nematriculate. Dar eu am prins, iată, unul strada Brașov, colț cu Timișoara, lângă Plața Romană. Bine, în față are număr de matriculare, dar e obligat să afișeze și în spate. Gospodarul. Dar dacă nu-i cere poliția, își permite aroganță. Lucrători medicali fără mască. Spre bucuria coronascepticilor și a covidioților. A, ei știu că nu există coronavirus, de asta nu poartă mască. O fi obosit, dar și noi am obosit. Și poate că din cauza lor se transmite. Și-au pus cruce la parbriz și nu mai trebuie mască, da? Unul dintre ei, dacă e infectat, îl infectează și pe celălalt. Ambulanța se transformă în focar. Halal cadru medical. Na, ăștia nu sunt chiar medici, sunt tot felul de șoferi brancardieri și nu prea să mergi la facultate, mai degrabă de la biserică. Niciun deranj că se filmați. Fac economie de măști. Dar în schimb o să deschide geamul și o să zic acuși ceva. Că n-o streacă pe alături. 518 PMB. Degeaba ați mai pus costumul acela dacă ignorați masca. Primăria municipiului București. A, gata, i-am prins cu mască. Măcar acum. La dubla a doua.
Da, acum are o scuză că mănâncă și bea. Dar trebuie să mâncați și să beți afară, așa, cu mască. Și centura. Și centura, că nu sunteți în misiune. Tramvaiul circulă atât de rar încât a venit acum la amiază plin cu oameni. Nu e așa că e periculos. Nici n-am îndrăznit să intru în stație în situația asta. Ori circulă prea rar, ori sunt prea mici tramvaiele. Dar stația e plină, aglomerată. Pune viața în pericol în mijlocul traficului și creează situații de accidente de artieră aglomerată și poliția nu-l observă. Evident că alte structuri din stat trebuie să se ocupe de supraviețuirea lui. Dar el acum pune în pericol și de infecții șoferii, că le vorbește la geam, fără mască. Dar unde nu-i poliție, iată avem așa ceva. Băieții din poliție. Fără mască, fără centură. 49-115. Încearcă să convingi oamenii să respecte regulile sanitare de circulație. Dacă chiar polițiștii le ignoră, oamenii legii, reprezentanții statului. Drumul taberei București.